Sporul natural s-a menținut negativ în luna iulie 2024, numărul persoanelor decedate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților vii, se arată în datele Institutului Național de Statistică. În iulie 2024 s-a înregistrat nașterea 14.458 de copii, în creștere cu 35% față de luna iunie 2024. Numărul deceselor a fost de 23.065, mai mare cu 5.028 față de luna iunie 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 27. Numărul deceselor copiilor cu vârsta de sub un an înregistrat în luna iulie 2024 a fost de 94 de copii, în creștere cu 12 față de luna iunie 2024. În luna iulie 2024, 42,2% din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 de ani și peste, 26,3% la persoanele de 70-79 de ani și 17,1%, reprezentând 3.951 de decese la persoanele în vârstă de 60-69 de ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani. În luna iulie 2024, în mediul urban, s-a înregistrat decesul la 11.900 de persoane, iar în mediul mediul rural decesul a 11.165 de persoane. Față de aceeași lună din anul 2023, numărul deceselor înregistrate a crescut cu 24,4% în mediul urban și cu 17,4% în mediul rural.